de la Botoșan. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă. Întâlnim o echipă care joacă un fotbal bun și mergem acolo să luăm puncte. Pune cu vârful de formă. Ușor, ușor o să fim și la vârful de formă. Ne pregătim zi de zi și să se vadă și în joc, cu siguranță. Încă o masă. Nu, eu sunt pozitiv, adică se vede și la antrenament că lucrăm foarte bine și cu siguranță că în play-out vom face o figură frumoasă. Acum că vin și banii, va fi o motivație în plus pentru voi în meciul cu Botoșani? Nu știu ce să zic. Da, este o motivație în plus pentru că toți băieții asta așteaptă și sperăm că să câștigăm. Cum e să știi că nu veți mai avea probleme financiare? V-a anunțat antrenorul că tot e liniștit. Păi, momentan este un lucru foarte bun și sperăm să fie așa și pe viitor. Bun, vă așteptăm, victorii. Când vor veni și victorii? Vor veni și victorii, da. Da, știm că mulți oameni sunt supărați, sunt negativi, dar noi suntem pozitivi și cu siguranță vor veni și victorii.